Doamnelor și domnilor, bună ziua! S-a început campania electorală. O campanie electorală foarte murdară. Dodon a făcut coaliție cu Voronin. S-a întors înapoi la Batka Mahno, mai luând niște voturi de la el, mai luând niște voturi, niște alegători, ca să ajungă din nou în Parlament, ca să-și poată să-și ducă până la sfârșit ceea ce și-a pus în gând, să vândă țara, să trădeze poporul. Dar, paralel cu el, mai candidează încă câteva partide. Șor și Usatăi, la care, după părerea mea, Usată e o persoană foarte șmecheră. De la el poți te aștepți la orice. De ce nu, ajungând în Parlament, el ar putea ca să facă o coaliție cu Dodon și cu Șor împreună, numai ca să ducă țara de râpă. E regretabil. E foarte dureros. Dar aș vrea să îndemn alegătorii ca până aș pune amprenta, până pune semnătura, până a pune ștampila în acea 100 de metri. Poate că în acele câteva clipe, câteva secunde care au mai rămas până aș pune ștampila, să mai pună încă o dată pe balanță pentru cine ei își dau votul. Căci dacă ei ajung în Parlament, ei ne vând de tot țara. Știu toți. Știu și acei bătrâni, și acei în vârstă, și acei de 80 de ani, care au trecut foamea, care au trecut războiul, ei știu destul de bine cine sunt comuniștii, fiindcă ei au trecut acea perioadă, ei au muncit, au fost nevoiți să muncească împreună, în comun cu alții, ținându-i pe niște trântori în spinare, care ei trăiau pe spatele lor și mâncau de pe spatele lor. Cineva îi muncea, dar cineva îi stătea și primea salariu pe munca cuiva. Și iată de ce eu vă spun că să vă dați foarte bine seama atunci când v-a mai rămas un pic de timp până a vă da votul, pentru cine îl dați. Fiindcă sunt câteva partide care au șanse să acumuleze câteva voturi pentru a ajunge în Parlament. Cele mai importante sunt socialiștii, Usatăi, și nu e exclus
Sor. Poate și Partidul Democrat va ajunge. Poate va ajunge și Partidul Căfcăliuc. Cine știe. Dar cântăriți foarte bine pentru cine vă dați votul. Căci Dodon de pe acum, el deja e pregătit ca să vândă portul Giurgiulești rușilor. Ca rușii să-l prefacă într-o bază militară. Tot rușii mai vor ca să mai construiască un aeroport militar la sudul Moldovei pentru a pune stăpânire și mai dură pe o porțiune foarte bună a Mării Negre. Rușii, dacă ei au fi fost interesați ca poporul să-i susțină, ei ar fi investit între acești 30 de ani sume enorme de bani. Dar ei n-au făcut. Ei au făcut numai aceea ca să ne înjosească. Ca să spună că cu vinul Moldovei se poate, vinurile din Moldova se poate devăruit gardurile, mai mult la nimic nu-i bun. Ca să meargă cu tractorul peste legumele și peste fructele care noi le-am crescut cu mâinile noastre, cu sudoarea noastră și care au fost exportate în Rusia, iar ei au luat, le-au tăptit cu tractoarele, înjosindu-ne munca noastră. Păi atunci eu îmi pun întrebare, mai merită ei ca noi să le mai dăm ceva? Nu. Nu merită. E dureros. România, care ia timp de 30 de ani, ne-a dat o mână de ajutor. Mă revolt. E normal. Dar care ia a reconstruit și a construit grădiniți de copii, teatre, străzi. Și noi acum să dăm cu piciorul spre pentru viitorul nostru. Nu. E dureros dacă noi vom pierde această șansă. Poate că va fi ultima și dacă o vom pierde, va fi cel mai dureros. Va fi foarte dureros să dai cu piciorul în noroc și să nu te folosești de acea șansă care ți-o dă soarta. Sunt diferite persoane. Sunt cei de 50 de ani care spun că Maia Sandu le-a promis salarii și nu le dau salariu. Și sunt cei care la pensie, pensionari, au o pensie mizeră și care Dodon le-a mărit-o doar cu un singur procent. Și ei sunt gata totuși ca să-i susțină în continuare pentru minciunile lor care ei le postează la televizor. Furculiță, tu, într-un interviu care l-ai dat la postul tău de televizor, de televiziune, NTV, ai spus că diaspora o să regrete sau poate că diaspora nu o să aibă la ce să se întoarcă înapoi. Ce ai avut tu în vedere, Furculiță? Furculiță, tu ai mers deja la amenințări. Tu nu-ți duci contul
că diaspora asta e, după statistica care o are Moldova, e 1 milion, dar ea e mai mult de 1 milion de oameni. Și ea, dacă se va întoarce înapoi, tu deja nu vei mai fi furculiță, tu vei fi un purice. Diaspora te va distruge de tot, fiindcă diaspora întreține țara. E regretabil acest lucru, fiindcă sunt oameni în vârstă care ei își dau destul de bine seama că o persoană nu poate să facă nimic. Că acea persoană ea însuși apelează la popor, ca poporul să o susțină. Poate că datorită poporului va fi și unirea, poate că datorită poporului generația următoare va trăi mai bine, dar o persoană singură ea nu poate să facă nimic. Și va fi regretabil acel lucru dacă acele partide corupte, banditești, care ne-au furat până acum, vor obține mai multe voturi și atunci, într-adevăr, va fi regretabil. Va fi regretabil că Moldova se va duce într-o groapă. Într-o groapă în care eu nu știu dacă se va mai fi salvată vreodată. A mai apărut încă un partid, Pace, 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 Căfcăliuc. Eu într-un interviu, într-un video spuneam că Hipocrat a spus că într-o țară sunt trei categorii de specialiști pe care se bazează un stat. Sunt cei care lucrează în domeniul justiției, medicinei și pedagogiei. Păi iată că cei care lucrează în domeniul justiției sunt cei mai corupți, în sensul direct al cuvântului, cei mai corupte organizație din țară care o avem actualmente e justiția. Fiindcă ești tu vinovat, nu ești tu vinovat, ei decid. Ei, chiar dacă nu ești vinovat, ei te-au pus la închisoare că tu ești vinovat și nu poți ca să demonstrezi nimănui. În schimb, ei fură și adoptă legi care să le convină lor. Aici am scris niște versuri așa din fugă, închinate partidului Pace, Pace, lui Căfcăliuc. Hai veniți la noi, că avem nevoie de voi, adică de votul vostru. Ne dați nouă votul ca să aveți și voi norocul. Veniți cu noi la pace, corupți te vom face, poate chiar haiduc, ca și Cafcaliuc. Și te vom învăța cum se poate fura chiar din țara ta. De ce să te mai duci în altă parte? Căfcăliuc, el te învață. El e specialist foarte bun. Știți din ce cauză? Fiindcă un polițist, ca să-ți demonstreze că tu ești infractor, el îți aruncă și droguri și tu nu poți să demonstrezi că n-ai avut în mașină sau undeva acasă ascunse acele droguri, fiindcă el în acel moment filmează și îți spune că, iată, am depistat droguri. Înseamnă că tu ești un narcodiler sau consumi drogă.
Mai sunt și de cei persoane care spun că Maia Sandu nu le dă pensie, Maia Sandu nu le ridică salariul. Aceasta e o propagandă tâmpită a socialiștilor. Socialiștii și cușorii, dacă s-au dus pe la pensionari și le-au dat niște produse alimentare și ei, sărmanii, vai de capul lor, s-au bucurat și pentru acel puțin pe care le-au dat, în schimb ei au furat cu mult mai mult. Dar e regretabil, fiindcă sunt printre oamenii pensionari care ei gândesc comparativ cu cei care de 50 de ani care numai critică și spun că a promis și nu ne dă. Sunt printre cei pensionari care ei au îndurat foarte mult, au îndurat și foamea, au îndurat și comunismul, care ei au muncit în comun, ținând în spatele lor pe niște trânturi. De ce vă îndemn? Vă îndemn pe ultima sută de metri. Gândiți-vă foarte bine cui dați votul, căci astăzi Rusia deschide un pic, nu tare, un pic vă deschide doar numai ușa și vă spune că hai veniți la noi, fără vize, fără nimic, veniți și învățați, veniți și lucrați, iar după alegerile parlamentare noi vom închide ușa și vom trimite înapoi la voi acasă. Alții acum se revoltă că România au luat și le-au pus ca să aibă vize de lungă durată pentru a intra pe teritoriul României. Și sunt foarte mulți tineri care se revoltă. Eu îi îndemn pe toți ca să se calmeze, ca să cântărească, să pună pe balanță binele și răul, ca să-și dea destul de bine seama, căci ei azi se gândesc la ceea că România le-a pus interdicție, le-a pus ca să aibă vize și mâine, dacă vor fi alegerile parlamentare, mâine ei se vor duce și vor da votul pentru Dodon. Voi sunteți tineri, aveți mintea fragedă. Gândiți-vă, nu vă iertați, nu bajocoriți pe cineva, că nu sunt ei de vină. Mâine poi mâine sper că România va anula această decizie, această hotărâre a guvernului cu viza. Și o să vedeți că o să fie bine. Nu vă dați la provocare. Nu vă lăsați ca să fiți conduși de cineva. Gândiți-vă bine la ceea ce faceți. Mai e încă un pic de timp, dar gândiți-vă foarte bine. Și cum vă alegeți viitorul și în care parte vreți să mergeți. Doamnelor și domnilor, aici mi-au rămas bun de la dumneavoastră. Aveți grijă de voi. Cântăriți foarte bine pentru cine dați votul. Pentru unul care vrea să ne vândă și să ne trădeze țara ca să ne îngroape în glod, cum e Dodon, Șor, poate chiar și Usatăi. Sau pentru unul care vrea să vă dea o mână de ajutor ca să vă scoate la suprafață. Sănătate! Aveți grijă de voi!